Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi și pentru că ne-ați însoțit în această conferință, comemorare pe care am început-o ieri, inițiativa inimoasei noastre colege și organizator principal al evenimentului, domnul profesor Carmen Ciornea. Îmi revine un alta calitate de a face un excurs despre personalitatea pentru Dumitru Stăniloae, în special de a pune în valoare, de a expune contribuția sa pe care a avut-o și după căderea regimului comunist la menținerea acestui rug aprins al rugăciunii. Chiar citeam în zilele acestea una dintre acuze aduse părintele Stăniloae atunci când a fost arestat era aceea că vrea să ardă, vrea să dea foc regimului sau formei de totalitarism din care se instaura în România. Pornind de la această denumire a rugului aprins. Părintele Dumitru Stăniloae este el însuși un rod al rugăciunii. Plecând inițial pe calea cercetărilor istorice la Facultatea din Cernăuți, el va fi ancorat în teologie printr-o formă dumnezească la intervenția mitropolitului Nicolae Bălan, dar și a mamei sale, care îi destăinuie un vis, o revelație pe care a avut-o, cu privire la faptul că Dumnezeu i-a descoperit că are să pregătească veșminte pentru un preot. Deși era o femeie blavioasă și și-ar fi dorit să ofere bisericii acel veșmânt, s-a gândit că mai potrivit este să interpreteze visul legat de fiul său, Dumnezeu, și astfel i-a sădit mai adânc interesul pentru viața duhovnicească. Părintele Dumitru Stăniloae spune că mărturisește că l-a căutat pe Dumnezeu din copilărie în localitatea natală, în oamenii din satul său, Plădeni, satul natal, dar mai târziu, când a fost întrebat cum interpretează detenția, perioada în care s-a aflat în închisoare, ce folos i-a adus ea, dacă a avut un rost în viața sa, a mărturisit că pentru el a reprezentat o școală a rugăciunii, acolo a învățat să se roage mai profund. Până atunci se ruga, spune el, în mod tradițional, convențional, nu înseamnă fără trăire, dar în închisoare, acolo unde mărturisește, nu eram sigur de faptul că vom mai ieși, că vom scăpa cu viață, rugăciunea devenea o comunicare directă către Dumnezeu, cuvintele proprii, simple. Am mărturisit și de ucenicii ai părintelui Stăniloae mai târziu. De exemplu, doctorandul său, părintele Daniel, prea fericitul patriarh de astăzi, mărturisea că prin anii 70 a avut ocazia să îl invite pe părintele profesor Dumitru Stăniloae să-i verifice teza de doctorat pe care o susținea în străinătate și cu acest prilej au mers împreună și la Institutul Sfântul Serghie din Paris pentru a primi găzduirea acolo, întrucât erau lipsite posibilități materiale și au rămas o noapte în camerele pe care le liberaseră studenți de acolo plecați în vacanță. Apropiindu-se momentul înserării, părintele i-a adunat în jurul său pe tinerii care erau acolo și i-a îndemnat să se roage împreună.
și au lăsat pe părintele să înceapă rugăciunea, iar el s-a exprimat în cuvinte foarte simple: Doamne, miluiește, Doamne, ajută, Doamne, iartă-ne. Fapt care l-a impresionat foarte mult pe viitorul patriarh Daniel, care a doua zi și-a stăpânit curiozitatea de a-l întreba: părinte profesor, știm că sunteți un teolog recunoscut în Occident ca cel mai mare teolog al secolului 20. Cum vedeți această exprimare a dumneavoastră foarte simplă, aproape asemenea oamenilor simpli de la țară în rugăciune? Și el a atras atenția cu acest prilej asupra faptului că este un mare risc atunci când ne rugăm să alunecăm în teologisirea aceasta în care rămânem impresionați de propria noastră creație intelectuală. Și a spus: atunci când ne rugăm, important este să ne rugăm simplu pentru a ajunge la o stare de concentrare și de a ne exprima direct către Dumnezeu. Însă și după căderea regimului comunist, părintele Victor Steniloae atrage atenția asupra importanței rugăciunii într-o societate care supera un proces de secularizare tot mai intens. Și redactează un articol în acest sens, unde, ancorând în teologia patristică, argumentația sa arată importanța rugăciunii. Începe astfel părintele Dumitru Steniloae: nevoia de rugăciune a unui credincios este în afară de orice îndoială. Cu cât este mai puternică credința, cu atât este mai puternică și nevoia sa de rugăciune. Pe de altă parte, credința unei persoane este susținută de credința altor persoane. Cu alte cuvinte, rugăciunea este un dialog al omului cu Dumnezeu. Evagrie Ponticul avea să zică: cel care este teolog se roagă. Prin urmare, oamenii care arată indiferență față de rugăciune o fac din pricina puținei credințe sau a slăbirii în credință. Fapt datorat la rândul său din cauza contactului tot mai slab cu oameni credincioși din jurul lor. Pentru că, așa cum mărturisea părintele Dumitru Steniloae, credința este aprinsă de contactul cu oameni credincioși. Citez: astăzi omul credincios trebuie să caute într-o mare măsură el însuși și motivații care să-i poată susține credința și propria sa practică a rugăciunii. Care sunt aceste motivații pe care le identifică părintele Steniloae pentru a ne aprinde rugăciunea? Prima trimitere a Sfinției sale este la lectura Sfintei Scripturi, precum și la cărților duhovnicești. Și citează aici pe Sfântul Isaac Siru, care la rândul său prin această idee: citirea dumnezeieștilor Scripturi întărește mintea și mai ales adapă rugăciunea, făcând mintea să dobândească subțirime și înțelepciune. Însă rugăciunea, așa cum o înțeleg Sfinții Părinți și cum o exprimă și Părintele Dumitru Steniloae, nu este o izolare de lume, nu este un dispreț față de lume. Chiar rugăciunea inimii, unde creștinul se roagă la persoana întâi, miluiește-mă, nu reflectă un individualism, ci o cuprindere în acel eu a tuturor celor pe care îi poartă în inima sa. De aceea, părintele Dumitru Steniloae face această remarcă și trimitere la prezent, spunând că rugăciunea este exprimată cel mai profund atunci când o arătăm prin fapte sau când facem din faptele noastre rugăciune.
că trecem de la cuvintele pe care le verbalizăm la cuvintele întrupate, de a percepe în seminii noștri cuvinte vii ale lui Dumnezeu, prin care comunică nouă îndemnul de a ne iubi pe alții și de a iubi pe El ca Creator. Spune Părintele Dumitru Sfânuloae că Dumnezeu nu poate fi închis în granițe strânte. El nu slujește unei singure persoane, ci se dăruiește numai în măsura în care fiecare îl primește în comuniune cu toți ceilalți. Voi încheia spunând faptul că Părintele Dumitru Sfânuloae, deși nu a etalat a fi un mare rugător, chiar cei care l-au cunoscut și soția sa, preoteasa Maria, mărturiseau că el era într-o stare de rugăciune. Că avea această smerenie părintele încât o dădea, de exemplu, pe soția sa că se roagă mai mult decât el. Însă replica și Doamna preoteasă Maria că părintele spune așa, dar el și când traduce și când scrie se roagă. Dobândise această stare de rugăciune care se putea verifica prin faptul că după programul de cercetare de la ora 5-6 dimineața până spre ora 9-10 se deschidea tuturor celor care doreau să-l caute, să dialogheze pe teme teologice sau culturale și prin această atracție pe care o făcea pentru cei din jur, arăta că era într-o stare de rugăciune, de iubire față de ceilalți, depășea cadrul formalist al rugăciunii și avea această delicatețe de a-i cinsti pe toți ceilalți ca pe niște valori, ca pe niște potențialități sădite de Dumnezeu, care nu-și pierd puterea din cauza anumitor scădere omenești pe care le avem. Spunea Sfântul Isac Siru, silește-te când te întâlnești cu aproapele tău să-l cinstești mai presus de măsura lui. Sărută-i mâinile și picioarele și laudă-l chiar pentru virtuțile pe care nu le are. Iubește pe păcătoși, dar urăște faptele lor și nu disprețui pentru greșelile lor. Rugăciune, omul se stabilizează și se sensibilizează în relația cu Dumnezeu și cu semenii. De aceea, îmi cer scuze că am lungit cuvântul, precizez doar concluzia. Rugăciunea este un factor de însănătoșire spirituală și dacă îi acordăm atenție, el ne va ajuta să schimbăm lumea din jurul nostru. Vă mulțumesc!